Să facem cafeaua. E bine că pot să fac două în același timp. Ce gătim azi? Vom găti un somon la cuptor. Pun puțin ulei de măsline în tava cu somon, cât să nu se lipească la gătit. Am asezonat primele două bucăți și o asezonez pe cea de-a treia acum. Pun aici fasolea verde, care a stat la congelator, iar pe lângă acestea facem și un orez. Îl vărs în tavă și pun și apă, iar toate trei intră la cuptor. Ce-mi place mie la acest cuptor este funcția de gătire meniu întreg, care îmi permite să prepar diferite categorii de alimente în același timp. Și avem legume. Avem pește. Și mai avem și orez. Acum trebuie să pun apă în acest recipient pentru că o să gătesc totul la aburi. Iar de acum cuptorul îmi spune în ce ordine trebuie să introduc alimentele. În timp ce se gătește mâncarea, fac și un orez cu lapte ca desert.